În momentul de față, un pacient care dorește să fie tratat într-o clinică privată care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate plătește doar o parte din tratament. El este nevoit să achite diferența dintre costul practicat de unitatea privată și suma decontată de Casa de Asigurări. De la 1 iunie, lucrurile vor sta diferit. Spitalele private vor fi nevoite să reducă substanțial costurile dacă vor să mai primească bani de la Casa de Asigurări de Sănătate. De exemplu, o tomografie nu poate costa mai mult de 250 de lei, adică exact cât decontează Casa de Asigurări de Sănătate. În momentul de față, costurile la clinicile private depășesc cu mult această sumă. O substanță de contrast e 300, cu substanță de contrast 480. 480? Și fără consult. Da. A, deci fără consult. Și cu consult, cam cât s-ar adăuga? Spuneți-mi așa, estimativ. La un consult la neurologie? Da, da, da. 120 sau 130, depinde acum de... A, deci undeva la 600 de lei, să înțeleg. Da. În cazul unei operații de apendicită, suma decontată este de 1300 de lei. De cele mai multe ori, această sumă reprezintă doar o treime din prețurile pe care le practică o clinică privată. Costurile ajung așadar la sume imense pentru un salariat din România. Altă clinică, același cost ridicat. Pentru o operație de apendicită, cât trebuie să plătesc? Da, deci apendicita clasică, achitați 2300 de lei în sistemul de coplată. Cei mai mulți dintre managerii unor astfel de clinici spun că nu vor reduce costurile și vor renunța probabil la contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate. Costurile prea mici pentru intervenții ar putea duce la mărirea perioadei de amortizare a investițiilor și efectele pot fi catastrofale pentru investitori, deoarece clinicile pot intra în faliment. Pentru românii de rând însă, măsura nu schimbă cu nimic situația în care se află, întrucât singura soluție a fost întotdeauna sistemul medical de stat.